Cei care în urma angajării își schimbă domiciliul, ori locul de muncă se situează la peste 50 de kilometri, pot beneficia de prime de mobilitate. Acestea din urmă sunt fie încadrate sau de instalare. De prima de încadrare pot beneficia persoanele care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea în care își au domiciliul stabil, potrivit mesagerul de covasna.ro. De prima de instalare pot beneficia persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizație de șomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate și ca urmare a acestui fapt își schimbă domiciliul. Prima de instalare este acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și fiind egală cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării. Surse AGFM Covasna arată că din anul 2016 și până în prezent au beneficiat de prime de mobilitate doar două persoane, o persoană beneficiind de primă de încadrare și o persoană beneficiind de primă de instalare.